Mind Architect, powered by Europa FM, susținut de Bilca. Nu știm cum va fi lumea peste 60 de ani, dar acoperișul Bilca va rezista să o vadă. Salutare tuturor, bine ați revenit la Mind Architect powered by Europa FM. Eu sunt Cătălin Strible, alături de mine Paul Olteanu, realizatorul cel mai ascultat podcast din România. Salutare Paul. Salutare dragul meu, salutare prieteni. Astăzi, că tot ne apropiem de finalul întâlnirilor noastre de anul acesta, îți propun să vorbim despre. Mă rog. Multă lume ar zice procrastinare, așa se zice acum, da? Procrastinare este. Da, procrastinare, dar. Noi avem o vorbă românească aici zice amânarea e hoțul timpului, da? Am căutat specialism, dar despre. Lene, apropo fi Lene, despre asta avem proverbe, da, și zice amânarea este hoțul timpului și bun, nu au dreptate oamenii ăștia, punem la încercare astăzi lucrul ăsta și vorbim și de un pic de previziune așa în timp și cum trebuie să te organizezi, adică încercăm să obținem niște sfaturi de la Paul. Păi, dragul meu, legat de amânare sau de procrastinare, indiferent cum le-am spune, Cred că prima idee importantă de adus în discuție aici este că atât amânarea cât și procrastinarea nu sunt neapărat probleme de gestiunea timpului, de time management, cum le zicem în cursuri din astea prin companii. Sunt mai degrabă probleme de gestiune emoțională, de cum pot să mă reglez emoțional ca să fac ceva ce creierul meu percepe drept dificil sau neplăcut, și aici iară trebuie să facem trimitere la metafora cu care am și început noi conversațiile, și anume călăreț elefant, cele două sisteme decizionale. Și realitatea e așa, că noi am evoluat o perioadă lungă, lungă, dacă ne gândim la evoluția speciei noastre și la celelalte mamifere, pentru recompense imediate. Vânez, mănânc. Plouă, mă bag sub un copac sau sub o piatră, am scăpat de udătură pe măsură ce viața noastră a devenit mai complexă, noi am început să avem probleme pe care strămoșii noștri nu prea le aveau, cum ar fi faptul că poți să mănânci până faci diabet, ceea ce în cazul lor era relativ greu să faci dacă erai vânător cu legători, era greu să ai atât de multe disponibilitate alimentară să te îmbolnăvești mâncând. Și asta cere de la noi să operăm cu obiective pe termen lung, să economisesc, să devin independent financiar, să trăiesc sănătos, să slăbesc. Astea nu se fac într-o iterație. Adică nu se fac deodată. Da. Să nu înțeleagă lumea oamenii din trecut sau cei și mai din trecut, apropo de natura primitivă pe care o invocai. Ei hmm. nu erau leneși, nu amânau, nu procrastinau? Păi, asta e partea interesantă, că ei trăiau niște provocări foarte punctuale, cum ar fi, mi foame, trebuie să fac rost de mâncare mi-e frig, trebuie să mă încălzesc. Deci apărea provocarea, apărea și soluția. Apăreau una după alta. De natură că problemele alea fiind foarte stringente, nu prea aveau cum să amâne, că dacă amânai prea mult să mănânci, dispărei. Genele tale nu mai ajungeau în generația următoare. Dacă, nu știu, erai în pericol fizic și amânai să fugi sau să lupți, iar dispărei, te epurai din bazinul genetic. Atâta timp cât am avut genul ăsta de provocări, Biologia noastră n-a ridicat problema asta cu lenea neapărat. Am În trecut îți poți imagina, știi, sau dacă te la alte mamifere, nu e ca și cum aveam un tigru care spunea eu o să depășesc norma azi, o să omor cinci antilope, chid că eu pot mănânc jumate dintr-una. Vâna una, o târa înapoi la pui, la ce avea el, mâncau împreună. Aha, deci asta chiar e o problemă a societății moderne. Moderne. Nu e, nu Cam... e mentalul nostru, nu e pus acolo în... Elefant, că trebuie exact. leneș. Exact. În schimb, elefantul ce face? Structurile astea subcorticale pe care noi le numim elefant, astea ce caută e satisfacție sau gratificare instantanee. În speță, dacă eu mă simt rău pentru că am trăit o experiență nasoală, vreau să mă simt bine acum. Vreau să fac ceva să-mi ameliorez starea acum. Și aici apar toate comportamentele astea ale noastre care, pe termen scurt, sunt foarte satisfăcătoare, pe termen lung sunt nasoale. Cum ar fi? Mă enervez și mănânc ca să mă reglez emoțional, pentru că mâncarea, mă, particulară aia dulce sau grasă, mobilizează dopamină la noi în creier, care e un hormon care îți dă motivație, combustibil, satisfacție să continui. E un neurochimical, nu e un hormon, e un neuromodulator, care cu asta ajută. Și aici apare problema, că pentru mine, dacă eu am un obiectiv de pildă să-mi termin lucrarea de doctorat până la finalul anului, și am descris sute de pagini. Când mă așez la masă și mă gândesc că am descris sute de pagini, nu o să am dopamină în sistemul nervos, cel mai probabil, o să am cortizol, hormon de stres, pentru că creierul meu și eu, o, cât e de muncă, doamne, cât e de muncă. ceva complicat. Mamă, mamă, exact. Sau, un exemplu mult mai pământean, dacă vreau să mă duc la sală, când ajung acasă după muncă și zic, băi, trebuie să mă duc să fac sport, că mă ajută, sănătate, aspect fizic, toate astea, performanță cognitivă, că acum sunt multe cercetări, enorm de multe cercetări, chiar care arată că sportul e unul din cele mai sănătoase și benefice lucruri pentru, pentru performanță cognitivă, nu doar sănătate sau motricitate. Și am ajuns acasă e foarte greu sau puțin probabil că eu când mă gândesc, să-ți mă în mașină, să conduc 30 de minute să intru în vestiar, să mă schimb și să intru în sală, că o să, să mobilizeze dopamină la mine în creier și o să zic, mamă, de-abia aștept să stau 30 de minute pe drum și încă 10 în vestiar și după aia să stau la coadă la aparate. Acolo e mare nevoie de călăreț, de cortexul nostru prefrontal, care ne permite să facem lucru dificil sau lucru bun și când e greu. Cum ar fi să spun, bă, eu acum mai degrabă aș prefera să fumez sau să beau o bere sau să mănânc ceva cu zahăr și lasă sportul că e și mâine o zi, procrastinarea, amânarea și să îngăsez resursele. Resursele astea înseamnă călăreț, înseamnă cortex prefrontal activ. Să spun, hai totuși să conduc orele alea și să stau în vestiar, să. Mă duc la sport pentru că o să îmi mulțumesc, eu mie o să -mi mulțumesc, peste două săptămâni, o lună sau două luni. Asta e foarte greu, să știi. Foarte greu. Foarte greu. Și atunci foarte cum greu. procedezi? Păi sunt câteva lucruri importante. Deci prima idee e să începem încet, încet să practicăm autocompasiune și să nu ne mai biciuim în momentul în care ne propunem ceva și nu ne iese. Eu am foarte mulți cunoscuți și cred că și printre ascultători poate sunt persoane care empatizează, ne propunem lucruri fie la începutul unui nou an, fie la începutul unei noi săptămâni, când simțim noi așa că e fresh start, e start curat și nu ne ies. Și una e dacă nu-mi ies și când nu-mi ies, eu spun, băi, e ok, hai să văd cum pot săptămâna viitoare să o fac și mai bine, hai să învăț să evoluez. Și alta e dacă încep să mă obiciuiesc. E a treia oară când îți propui să economisești, nu ești în stare să strângi nici măcar banii de o lună în avans. Uită-te la tine ce gras ești, de zici de un an de zile că mergi la sală, vai de capul tău. Dialog pe care s-ar putea să-l avem internalizat din copilărie. Dacă atunci când nu ne ieșeau lucruri ne biciuiam, vocea zi, aia nu azi. dispare. Da. Aia e, da? Trăiam biciuire, vocea aia chit că stimulul a dispărut, nu mă mai, nu mai spune mama sau tata, băi, vezi că nu-ți iese, devine parte din cum gândesc eu. Și aici e o spirală vicioasă în care îmi propun ceva, amân, procrastinez, nu-mi iese, mă simt și mai rău, amân și mai mult. Pentru că cu cât mă simt mai rău, cu atât am mai puține resurse prefrontale, cu atât ai călărețul mai slăbit și e mai greu să mă țin de astea pe termen lung. Deci, prima idee, blândețe sau autocompasiune. Doi, e foarte util să cultivăm curiozitate. În momentul în care eu văd că mi-am propus să merg la sală și văd că nu prea am chef, e util acolo să fiu curios Bă, ce anume trăiesc eu de n-am chef să merg acolo. Conștientizare, cu alte cuvinte, ce să nu Exact. Sau ce aș prefera să fac în schimb? Uite, n-am chef să scriu la lucrarea de doctorat, dar ce aș avea chef să fac în schimb? Uite, îmi vine să sun un prieten. A. Ah, păi, dialogul, conexiunea interumană mobilizează dopamină la mine în sistemul nervos. Deci, eu, mie îmi lipsește chestia asta. De-aia îmi vine mai degrabă să fac asta decât să scriu la lucrarea de doctorat. Și o a treia idee, aici e mult de vorbit, dar avem. Lungimea episoadelor pe care o avem. O a treia idee care pe mine mă ajută personal foarte tare și o regăsesc și în povestea multor autori, și nu numai, de cum au reușit totuși să facă ceva care chiar a contat, este să învățăm să ne luăm satisfacție din proces și progres, din faptul că am mai scris două pagini azi, chit că mai am 198 de pagini. Mintea noastră, în mod natural, să va concentra pe ce e nasol. Aoleu, cât mai e. Aoleu, ce plin e drumul. cât e până la sală. Dacă eu pot să depun efortul să văd progres în ce fac, să zic ok, azi am făcut două pagini. Mâine poate mi-e trei. Poi mine încă două. Răspă mine încă trei. Și iete cum deja am făcut 5% din lucrare. Într-o săptămână am birui 5% din lucrare. Dacă poți să-ți antrenezi mintea, să-și ia energie, iar la nivelul creierului, energia de care vorbim înseamnă cu precădere dopamină, din progres, nu doar din faptul că am ajuns independent financiar sau am corpul pe care mi-l doresc sau am sănătatea la care aspir, aia îți dă un fel de energie de tip perpetuum mobile. Dacă poți să-ți antrenezi mintea să-și ia satisfacție din progres, nu doar din rezultatul final, chid că e mult sau greu ce ai de făcut, nu te demoralizează, ba poate chiar te întărât. Asta ar însemna să-ți placă munca. munca. Uh, -ți minte mai, precis, da. mai precis, să asociezi munca cu ceva ce-ți place deja să înveți să te uiți la activitatea aia dificilă și să-ți satisfacție din ceva ce faci. Nu să mă uit la fiecare pas către obiectivul meu final ca la o corvoadă. Oh, o, o luăm cu o pagină, oh, o luăm cu un episod, oh, o, luăm cu un drum până la sală. Știți de unde am pornit, da? Vedeți acum cum se explică vorba asta bine distilată, trag eu concluzia. Amânarea este hoțul timpului. Da? Adică, de-a lungul anilor, lumea și-a dat seama că dacă tot amâni, 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 s-ar putea să ai probleme. E adevărat că e lipsită de compasiune, cum spui tu. Aici nu e, nu e o vorbă care să zică Paul Olteanu ai avut și o zi, zi grea, ta. odihnește da, nu, nu, nu. -azi. Este o hotărât așa, vine din vechime și zice, bă, dacă mai, stai mult, s-ar putea să ai probleme. E voce da. vocea aia, e vocea e, și, și, tocmai când, când mai am, dacă mai stau mult, când încep să simt că am probleme, acolo apare mobilizarea pe ultima sută de metri care la nivelul creierului e pe fond de hormon de stres, de neurochimicale care produc agitație interioară, în o particular cortizol. Și am vorbit noi în multe conversații, cortizolul, dacă stă mult timp în sistem, duce la efecte adverse, de la scăderea performanței cognitive până la colapsul sistemului imunitar, când e prea mult în sistem. Deci ideea asta că o las pe ultima sută de metri și mă mobilizez acolo, nu e sustenabilă. Merge din când în când, neurochimic. Dar nu poți să faci asta toată viața, să asta trăiești azi. de la un război, de la un sprint, de la o criză la alta, că sprăjești sistemul nervos. Asta e bună pentru cei care au examene la facultate în perioada asta, deci da, de învățați de-a lungul anului, nu mai învățați să Ca azi. Să nu prăjim sistemul nervos acolo. Um... O discuție mult mai amplă pe tema asta găsiți pe mindarchitect.ro, Acolo este site-ul unde Paul Olteanu și colegii săi lucrează din plin la astfel de episoade care sunt mult mai lungi, mai detaliate. Au povești mai pelari decât vi le-am putea spune noi. Intrați acolo pe site, dați un like, stați de vorbă și, cum să zic, uitați-vă la lucrurile acelea importante care o să vă ajute. Pas cu pas, cum s-ar spune la noi. Uh, Paul Olteanu, te invit săptămâna viitoare către ultima noastră întâlnire din această vară. De pomină să facem. Mind Architect. Powered by Europa FM. susținut de Bilca. Lumea va fi altfel peste 60 de ani. Acoperișul Bilca va fi la fel ca azi.